Festivalul științei a surprins din nou. De această dată au participat elevi din mai multe județe ale țării, care s-au remarcat prin lucrări care i-au impresionat până și pe inginerii din cadrul unei companii multinaționale. Salutăm prezența echipelor din județele Tulcea, Mureș, Cluj, Satu Mare, Gorj și Vrancea. Ne face o deosebită plăcere să-i avem azi alături de noi și pe copiii din învățământul preșcolar. Cu toate că vârsta lor ne face să zâmbim, ci să-i asociem cu greu noțiunii știință, azi avem dovada că preșcolarii, sprijiniți de doamnele educatoare, sunt capabili să demonstreze nu numai că înțeleg fenomenele științifice, dar și că pot să răspundă cu seriozitate provocărilor acesteia. Iată-i alături de cei mari într-un proiect care le permite să-și valorifice cunoștințele științifice în mod original creator. Costumele sugestive și scenetele pregătite ne vor duce rând pe rând într-o lume aparte, o lume fantastică în care nu există limite. În aplauzele dumneavoastră ne vor încânta privirile exploratorii viitorului, preșcolarii grădiniței Ion Creangă Zalău, urmați de preșcolari de la grădinița Piticot Cehu Silvaniei. În urma lor vin vesel copii de la grădinița cu program prelungit numărul 10 Zalău. Apreciem dezinvoltura copiilor de la grădinița Piticot din Jibou, a căror mesaj astăzi este clar: salvați planeta Pământ. Urmează la această paradă a micilor oameni de știință, clasa 4 de la Școala Gimnazială Simeon Bănuțu din Zalău, vor prezenta azi, în mini-laboratoarele lor de aici, vor impresiona ca de fiecare dată vizitatorii și că veți fi cu toții surprinși de seriozitatea și competențele cu care elevii noștri vă vor oferi explicații. Avem deosebita onoare de a avea astăzi alături de noi pe domnul Ionel Ciunt, prefectul județului Sălaj, domnul Tiberiu Mart, președintele Consiliului Județean Sălaj, domnul deputat Mirel Taloș, domnul senator Gheorghe Pop, doamna viceprimar Daniela Coța, alături de noi se mai află doamna inspector școlar general adjunct Irina Covar, doamna director de la Casa Corpului Didactic Corina Forț, doamna director de la Centrul Județean de Asistență Educațională Gârdan Melania, domnul profesor Ioan Lung, directorul Colegiului Tehnic Alessandru Papiu Ilarian. Alături de noi se mai află inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori, părinți, bunici, prieteni. Aș dori pentru început să dau cuvântul doamnei inspector școlar general adjunct Irina Covaci. În numele Inspectoratului Școlar aș dori să adresez cele mai calde urări de bun venit tuturor participanților la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național de Științe, Zalău 2014. Înscrierea unui număr record de participanți la această ediție demonstrează interesul deosebit al elevilor și al cadrelor didactice pentru acest gen de manifestări. Astăzi, platoul de marmură al municipiului Zalău se transformă într-un mare laborator în care cercetătorii mai mici sau mai mari au posibilitatea să ne demonstreze talentul, creativitatea și ingeniozitatea. Felicit în mod deosebit persoanele care s-au implicat în organizarea acestui festival și în mod special pe doamna inspector școlar general Pop Maria. Am fost alături de dânsa în toată această perioadă și știu cât suflet pune de fiecare dată în acest proiect de suflet al dânsei. Consider că această zi este o zi specială pentru învățare. Învățăm nu doar în sălile de clasă, ci învățăm și în acest fel, în acest inedit fel de învățare. În acest spectacol al științei avem posibilitatea de a le oferi copiilor posibilitatea de a descoperi vocația pentru știință, eventual de a-și descoperi profesii de succes. În final, aș dori să menționez că nu există un mod mai frumos de a sărbători știința decât împreună cu voi, copiii. Împreună cu ceea ce ați creat voi, cu imaginația și talentul vostru.
Consider că ați depus foarte mult suflet, ați investit multă muncă în realizarea tuturor exponatelor pe care le vedem astăzi aici și, din punctul meu de vedere, vă consider pe toți câștigători și vă felicit. Mă bucur să mă aflu aici la acest eveniment și am să vă spun scurt și din punctul meu personal de vedere, ca și angajat al unei firme private de succes, deoarece Tenaris în genere este lider pe piața mondială de țevi de extracție în producția de țiței și gaze. Și ce a făcut ca Tenaris să ajungă acolo și să mențină competitiv acolo este faptul că a promovat creativitatea, inventivitatea, inovația. Deci, îndemn să încercați să rămâneți creativi, inovativi. Vă doresc succes! De la o ediție la alta, Festivalul Științei aduce aici tot mai mulți participanți, tot mai multe școli și vârsta participanților începe să scadă. Am văzut anul ăsta o mulțime de viitori doctori. Majoritatea vor să fie doctori, nu știu de ce. Ori li frică de injecții, ori chiar văd o oportunitate în meseria asta. Sigur, mulți dintre ei cunosc deja personalități importante ale științei. Principala realizare este, cred, aceea că reușiți să-i faceți pe copii să înțeleagă că, dincolo de cunoștințele teoretice, elementele practice sunt importante. Că școala nu te învață doar formule și definiții, ci în spatele acestor cunoștințe sunt lucruri care se mișcă, sunt o mulțime de corespondențe din natură pe care copiii încep să le învețe de mici. Cei care au spirit inventiv cred că și îl pot cultiva. Felicitări organizatorilor și tuturor celor care i-ați îndrumat pe copii și sunteți astăzi cu ei aici. Mulțumim și noi, domnule președinte, pentru sprijinul pe care ne-ați dat de 7 ani încoace. Rog pe domnul prefect Donelciu să ne adreseze și dânsul câteva cuvinte. Mulțumesc, bună ziua, dragi elevi, distinse cadre didactice, doamnelor și domnilor. În fiecare an, Festivalul Științei de la Zalău este un bun prilej pentru un schimb de experiență, atât pentru elevi cât și pentru profesori. În anul acesta, peste 600 de elevi din 33 de unități de învățământ prezintă în fața dumneavoastră în jur de 300-320 de lucrări. Fără îndoială că pentru elevi acest eveniment este o provocare. Și putem trage concluzia, văzând lucrările pe care ele prezintă, că grija noastră a celor maturi vis-a-vis de faptul că generația lor stă prea mult în fața calculatorului nu este întotdeauna justificată. Prezența acestor elevi pe platou astăzi ne arată că generația lor poate să aibă și alte preocupări mult mai utile și mult mai serioase decât jocurile pe calculator. Sunt convins că pe mulți dintre copiii care astăzi își prezintă lucrările pe platou, o să-i întâlnim peste ani în colectivele de lucru din companiile de inovație și cercetare. Și cu cât mai multe astfel de companii, cu atât mai bine pentru economia națională și europeană. Pe vremea trecută, o personalitate a românilor, o personalitate din domeniul filozofiei, a fost arestată și a întrebat pe cei care l-au arestat pentru ce l-au arestat. Răspunsul a fost pentru că faceți speculă cu idei. Eu cred că cei prezenți astăzi aici să-și expună ideile, să se expună lucrările pe care le-au gândit, nu o să aibă niciodată parte de un asemenea tratament, ba dimpotrivă.
cred că ideile lor și schimbul de păreri între ei o să aducă un plus de mai bine în societatea noastră. Vreau să felicit organizatorii și în mod cu totul special pe cea care s-a implicat foarte mult de ani de zile în organizarea acestui festival, pe doamna inspector general adjunct Luci Pop sau Maria Pop, pe toți cei care ați pregătit copiii pentru acest eveniment, succes tuturor participanților! Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim tuturor invitaților, mulțumesc tuturor cadrelor didactice și elevilor care s-au înscris în concurs, precum și partenerilor media, Sălejanul TV, Zalău TV, Radio Kiss FM, Cotidianelor Sălejanul, Magazin Sălejan, Graiul Sălașului. În partea a doua acțiunii noastre, vă invităm să vizitați standurile realizate de echipele școlilor participante. Festivitatea de premiere va avea loc în jurul orei 13, după ce comisiile de evaluare vor reuși să delibereze câștigătorii Festivalului Național al Științei Zalău 2014. Vă dorim vizionare plăcută! Salut! Ne întâlnim din nou la Festivalul Științei. Cu ce v-ați pregătit pentru această acțiune devenită deja tradiție în Zalău? Păi anul acesta, cum vedeți, ne-am pregătit cu un dispozitiv multifuncțional pentru prelucrarea lucrurilor artizanale. Deci acest dispozitiv a fost făcut dintr-un motor de mașină de spălat care l-am găsit de la reciclări. Aici avem polizor, aici avem un mix strung, se poate schimba dacă, precum vedeți, avem mai multe piese aici, se poate schimba, aici putem pune monta masa pentru strunjit. Avem un polizor acolo, precum vedeți, da. Și avem aici o carcasă. Această carcasă e de protecție pentru cablu, să, în caz de lucrăm să nu se întâmplă accidente și alte chestii. Deci, practic, e o masă care conține mai multe utilaje care pot fi folosite da, în... multifuncționale, deci o gamă variată. Deci, de exemplu, cu această pânză abrazivă se pot ascuți cuțite și tot felul de chestii. Bun, aici avem o lampă. Lampa am făcut-o special pentru a... Dacă în caz de lucrăm pe noapte, vă dați sau mai lucrăm noapte, mai lucrăm ăsta, știți cum stau peste program în ziua de astăzi, trebuie să vedem ce facem. Și... dacă doriți o demonstrație... Vă rog, vă rog, ar fi chiar interesant. Voi ați lucrat la masa asta, nu ați lucrat împreună? Am lucrat împreună, da, și cum ne-am descurcat să putem să punem pe, din piesă... Ce? Cât timp ați lucrat la ea? Păi am lucrat cam 2 săptămâni, am muncit intens. Bun, hai să vedem ce poate face. Primul și în primul rând, protecția contează. Cel mai important lucru este protecția. Deci niciodată fără. Se pot întâmpla multe accidente și vedeți ce se poate întâmpla. Mă scuzați un pic. Da. Rog frumos să... Hai să vedem. Acum ce o să faci acum? Deci acum să ascuțim acest cuțit și să-l curățim. Încă este ruginit. Priviți. Deci tu practic poți regla intensitatea. Și priviți, este curat. Bineînțeles, cuțitul nu are o formă mai dreaptă și ideea. Se poate ascuți și face foarte multe chestii. Puteți tăia și lemne da. Cu chestia asta? Da, se poate tăia și lemn, dar trebuie să montăm strungul special pentru lemn. Cum am făcut teste, bine, nu au fost foarte... Am făcut numai așa, numai. Trebuie să montăm masa și după aia trebuie să schimbăm unele chestii, dar putem. Și aici, ce e asta? Aici e motorul? Da, acolo este, pardon, acolo este motorul, este de o mașină de spălat. L-am găsit, mașina mai era bună și am luat tot ce a fost mai valabil de pe acum, se spune. Și majoritatea chestiilor care le-am aflat au fost de pe la fier vechi, vă dați seama, cam cum e tradiția de la fier vechi, găsește orice... cum e vorba. Ce alte lucrări ați mai realizat în ultimii ani? Știu că ați mai impresionat pe lângă această masă multifuncțională, ați mai realizat și alte lucruri. Păi mașinuțe, nu știu, ce Dumnezeu ați mai făcut? Păi, în primul an în care am fost, primul proiect al nostru a fost un buggy, deci un fel de mașină de teren care să meargă la standard de cât de cât ok pentru o mașină și să poată fi folosit în mediul rural mai mult. A fost în primul an la care am luat locul 2. După aia, în următorul an, am venit cu proiectul nostru cu tractorașul, dacă îl mai țineți minte. Mai funcționează?
Momentan, da, mai funcționează, este în garaj la colegul nostru, Alexandru, și le păstrează. Le mai modificăm, mai lucrăm la ele, deci asta e. După aia am făcut microfonul Spion Wireless, cel de anul trecut, care mergea prin frecvență și puteam asculta o convorbire sau radio sau puteam asculta oameni. Spionaj, cum s-ar spune. Da, spionaj profesorii. Și acum asta este a treia lucrare, da? Da, și asta este a patra lucrare. Precum vedeți, avem și membrii noi. El este Paul. Da, deci tu ești membru nou, da? Da, Paul. Și ești pasionat de tehnică, de... Mecanică. De mecanică. Vrei să te faci mecanic auto? Da. Excelent. Ești așa că am plictisit puțin astăzi, dar poate e de la vreme. Îți revii tu pe parcurs. E obosit un pic. Am muncit, vă dați seama, am muncit. Cum te numești și cu ce v-ați prezentat astăzi aici? Astăzi am făcut o mașinuță eco. Pot să folosim cu gheață și cu foc. Adică este o mașinuță, stai să înțeleg, care funcționează cu gheață? Este o mașinuță care funcționează cu gheață și foc pe aici. Aici trebuie să facem gheață. Acolo pui gheața, da? Da. Și cu telefonul mobil controlez. Adică această mașină poate fi controlată prin telefonul mobil? Da, prin telefonul mobil. Ne poți face și o demonstrație? Da. Acum am conectat. Adică tu ai 3 butoane pe telefonul mobil, 4 de 4 butoane. Și pot să controlez. Cât timp ți-a luat să realizezi această mașină care funcționează cu gheață și poate fi coordonată cu telefonul mobil? 2 săptămâni. Ai lucrat singur la ea? A, nu prea. Cu băieții. A, deci ați lucrat în grup, da? Da. E foarte interesantă. La ce crezi că ar putea fi folosită această mașină? Păi, nu, uzabilitatea este importantă și ideea creativă. Dar cum v-a venit vouă ideea asta de a realiza o mașină care să funcționeze cu gheață și cu foc? Păi, el a comandat modulul ăsta termoelectric și după aia m-am gândit cum am putea să-l folosim la ceva. Bun, și cum poate fi coordonată cu ajutorul telefonului mobil? E interesant. Telefonul mobil este folosit pe post de radio, receptor radio, pentru că de pe modulul ăsta transmițăm o frecvență care controlează mașinuța și telefonul nu mai receptează. Deci am fi putut pune și un aparat radio. Este prima lucrare pe care o realizați sau ați mai realizat și altele? În grup e prima, dar mai așa am făcut. Tu ce ai mai făcut? La ce ai mai lucrat sau la ce lucrezi? Eu la aeromodele mai mult. Ești pasionat de fizică, de știință? De... Da, și de fizică și de informatică. Da. Încotro crezi că se îndreaptă informatica la nivel mondial? Păi... Crezi că e viitorul? Da, cred că e viitorul. Inteligența artificială cred că este un subiect foarte interesant. Da. Crezi că vom ajunge la un moment dat să avem parte de o inteligență artificială, de un creier artificial? Cândva poate. Cum te numești și de unde ești? Adam Ceche, mă numesc și sunt din Salou. Studiez la CNS, da? Da. Ok, mult succes, băieți! Eu mă numesc Peșec David. Eu cu Pas Tomas. Cu ce v-ați prezentat astăzi aici? Cu o trotinetă, cu motor de drujbă. Adică voi ați realizat o trotinetă cu motor de drujbă, da? Da. Ea este funcțională? Da, este funcțională. Ne puteți și demonstra chestiunea asta? Da. Ok, hai să ați demonstrat că este funcțională. Aș vrea să ne spuneți, să ne povestiți un pic despre această lucrare. Cum v-a venit ideea și cam cât a durat? Cam a durat, cam o săptămână. Este făcut din materiale reciclabile. Și... Am văzut că și roțile nu sunt unele de trotile, sunt mai... Sunt luate de la altceva sau cam așa. E prima voastră lucrare? Da. Și aveți de gând, nu știu, să o promovați, Cred că da, putem. De unde sunteți?
Din Zalău. Din Zalău, de la ce liceu? Mihai Viteazu. Mihai Viteazu, bravo băieți, ok, mult succes! Cum te numești și cu ce te-ai prezentat astăzi la Festivalul Științei? Eu m-am prezentat pentru sesiunea de comunicări cu pantoscopul, care într-un fel este bunicul ochelarilor tridimensionali. A fost inventat în secolul 100, în anul 100, în 1888 și bunicii noștri îl foloseau ca distracție. Se uitau la diverse imagini, acestea se vedeau în perspectivă. Acum sunt ochelarii 3D folosiți în locul acestui instrument. Ca să înțeleg, acest aparat interesant l-ai confecționat-o sau este unul moștenit? Este unul moștenit. Cât este de vechi el? Este din 1943 sau 44. El este funcțional? Da, sigur, este funcțional. Practic, el este înaintașul ochelarilor tridimensional, nu? Da, exact așa. Cum te numești? De unde ești și cu ce te-ai prezentat azi aici? Mă numesc Lazar Ștefanias din Zalău și acesta este un panou solar. Acolo are un care ia aerul, îl transportă prin doze și îl scoate aici cald, numai că acum nu este soare. Deci, practic, este un panou solar care utilizează doze de băuturi carbogazoase, da? Da. Cam câte doze sunt aici? 199 sau chiar 200. Și utilizează vreun principiu, cum funcționează panoul acesta? Păi intră pe acolo prin pompă aerul, îl transportă prin doze și aici este cald. Și acolo este un termometru care măsoară gradele. Și la ce poate fi folosit acest panou? Inclusiv pentru încălzirea casei? Pentru ce? Pentru încălzirea casei. Cine a venit cu ideea asta? Un unchi de-a meu și l-am pus în practică. Foarte interesant. Asta înseamnă că puteți utiliza pentru aceste panouri doze care sunt aruncate, da? Pentru a nu ajunge natură pe malul apei, așa cum se întâmplă, din păcate, le folosiți aici. Da. Ne întâlnim pentru al doilea an aici la Zalău. Aș vrea să ne spuneți încă o dată cine sunteți și de unde veniți. Mă numesc Graur Horea și sunt profesor de electronică la Palatul Copiilor din Târgu Mureș. Anul trecut ne-ați surprins cu o multitudine de lucrări foarte interesante. Sunt convins că și anul acesta ați venit cu ceva deosebit. Aș vrea să ne vorbiți despre ele. Așa sper să nu dezmint susținătorii și fanii, ca să folosesc un termen sportiv. Ce am adus anul acesta e într-adevăr o premieră în domeniul electronicii. Și deja e la a doua manifestare la care participăm. A fost apreciată deja în mod deosebit în luna aprilie, când am participat la un festival al științei de la Ploiești, unde a participat și Politehnica București. Și spre satisfacția noastră am constatat că sunt rămași în urmă față de noi în domeniul respectiv. E vorba de obținerea cablajelor electronice, vi le pot arăta aici, prin metoda de cablaj călcat. În speță trebuie să se ajungă pentru a executa un montaj electronic la o placă de genul acesta pe care se montează componentele. Metodele de obținere a acestui cablaj sunt destul de diferite, dar cele mai performante sunt metodele foto, care au impedimentul că sunt scumpe, costisitoare și durata de lucru destul de mare. Prin metoda cu cablaj călcat, se scoate modelul de cablaj pe imprimantă laser, de se face pe calculator. Și orice elev știe acum să umble cu calculatorul. Deci, practic, aceste circuite sunt desenate pe calculator. Da, sunt desenate pe calculator și apoi scoase pe hârtie lucie, tip foto, care e un pic mai scumpă ca hârtia normală de imprimantă, dar și hârtie de imprimantă obișnuită merge, numai la calitate mai prostă. Iar apoi se pune pe... Se așează pe cablajul... Pe suportul metalic, practic. Nu-i metalic, e o folie de cablaj care urmează să fie corodată. Se așează cu fața în jos,
și se poate călca cu fierul de călcat. Asta e metoda de cablaj călcat. Industrial e altfel, industrial necesită o folie specială produsă de diferite firme, dar e scumpe și greu de obținut. În schimb, cu aceasta calitatea e identică și chiar mai bună. La experimentele noastre asta a fost cea mai bună. Ei bine, acest ansamblu, hârtie plus cablaj, se introduce în acest dispozitiv, îi dau drumul, se pornește, se ajunge la o temperatură de funcționare, iar apoi se introduce într-un fel de... Acesta e un laminor special, care are temperatura de lucru, presiunea, durata de funcționare reglate în așa fel încât să obținem rezultatele cele mai bune și apoi, după câteva treceri prin el, urmează să se îndepărteze hârtia, tonerul care e pe această hârtie. De la imprimantă laser, tonerul se lipește de placă și urmează apoi să fie îndepărtat. Asta e deja trecut prin dispozitiv. Îl băgăm în apă, se îndepărtează hârtia, se bagă în baia de corodare, de acolo încolo traseul e cel clasic și se obține așa ceva. Vedeți? Asta urmează să se spele cu diluant și urmează să se găurească și se poate lucra cu el. La tipul acesta, asta e prevăzut să se lucreze cu componente SMD, nu trebuie găurit. Acestea pot fi utilizate practic ca circuite electronice? Da, la... da, da. Deci se pot utiliza un atelier de mică producție, un atelier de amator, să spun așa. Practic, prin realizarea acestui dispozitiv, noi am coborât electronica la posibilitățile amatorilor. Deci un amator poate face ceea ce face o fabrică de precizie. Rezoluția e extrem de bună și calitatea, în schimb, prețul de cost e mult mai mic decât la alte metode. Așa cum cred că am mai spus-o, dispozitivul asigură executarea unor plăci de circuit imprimat de electronică cu o acuratețe și o rezoluție comparabilă cu a metodei foto. Dar avantajul față de metoda foto, pe care îl mai subliniez odată, este în primul rând facilitatea de a obține aceste cablaje. Practic, un asemenea dispozitiv cu electronică aferentă poate fi confecționat cu mijloace de amator, de către un electronist pasionat. Bineînțeles că, în afară de ceea ce se vede vizibil aici, acest dispozitiv mai conține o electronică destul de complexă, care să asigure parametrii optim de funcționare pentru obținerea celei mai bune calități. Așa cum se vede aici, este compus dintr-un cilindru laminor, care dedesubt are un cilindru din silicon, care e acționat cu un motor electric de curent continuu, prevăzut cu reducții și cu o electronică care poate să regleze turația. Dar în același timp se poate regla temperatura, se poate regla durata de funcționare și plus siguranța în funcționare, care e și foarte importantă. Și dimensiunile asigură prelucrarea unor plăci de destul de mari. Deci, practic, o foaie de imprimantă poate intra odată pe el. Și nu prea sunt plăci de electronică mai mari decât această dimensiune. Mai ați venit cu lucrare, nu știu ce este, habar nu am, dar voi afla în curând. Această lucrare este un CNC, adică o mașină de prelucrat în cordonate. Am prezentat anul trecut un CNC care... Vorbiți pe românește un pic, domn profesor. Bine, acum ce să vă spun, CNC înseamnă o mașină care poate prelucra în 3D. Asta cred că știe deja toată lumea ce înseamnă 3D, în 3 dimensiuni. Acest dispozitiv este prevăzut, proiectat anume pentru a prelucra polistiren. Ca să spun așa, cu el se pot obține de la litere. Uitați, litere obținute prin procedeul acesta. Programul se face pe calculator. Trebuie să precizez că acest dispozitiv funcționează în tandem cu un calculator. Se programează ceea ce trebuie să scoată și dispozitivul prelucrează singur bucata de polistiren care este pusă pe el. Tăierea se face cu fier rezistiv încălzit, care
polistirenul taie destul de bine, dar nu doar litere, se poate obține și alte obiecte. Domnul profesor, mulțumim tare mult și să aveți mult succes! Deocamdată rezultatele la primele probe de funcționare au fost mai mult decât satisfăcătoare. Nu satisfăcătoare, cu mult mai mult decât ne așteptam. Au fost peste așteptări. Și așa credem că dispozitivul va revoluționa tehnica de obținere a cablajelor pentru amatori, dar și pentru ateliere mici care nu-și pot permite să-și facă o linie de fabricație care în general e costisitoare, clasic, așa cum au mari producători. Salut băieți, cum vă numiți și cu ce v-ați prezentat astăzi aici? Eu sunt Ciocoi Daniel Gabriel, el e Cristian Dragoș Ciprian, Cosma Sergiu. Cum te cheamă? Cosma Sergiu. Excelent, bun, cu ce v-ați prezentat astăzi aici? Cu un robot pe nume Rex și cu un hammer. Ce fac acești roboți? Rex, cum să vă zic, este un robot prietenos care la prima vedere vă salută și vrea să, la plecare vă urează un goodbye. Din ce este el realizat? Din piese de Lego. Cât v-a luat să-l construiți? Pe Rex 4 zile, iar hammerul 2. Și hammerul ce face? Bate cuie, să zicem, bate cuie. Ce are aici? Ce este? Asta e o roată sau ce e aici? A fost o roată. Are comanda de la, direct de la, aici, apare pe ecran comanda și tot schimbă, acum le învârte. Cum v-a venit vouă ideea asta de a realiza astfel de robot? Am mai vorbit cu între noi și am vrut să facem ceva interesant. Sunteți pasionați de lucrări de astea, tehnice? Da. De când lucrați la ele sau a fost mai ușor? Cam de o săptămână. Ați mai lucrat și altceva sau acestea sunt primele proiecte? Acestea sunt primele proiecte. Și aveți de gând să continuați? Da. Inspectoratul situații de urgență Delta Tulcea ne-au dat o recomandare și dumnealor. Poți veni cu un sistem de detectare a gazelor, da? Un sistem de detectare a gazelor. Discutăm și despre un sistem care detectează umiditatea, temperatura, fumul și fum. Iar gazele, el poate, bineînțeles, printr-o programare mai avansată și prin formule de calcul, el va detecta dacă discutăm de GPL, metan, butan, propan, despre alcool, de asemenea modulele care există pe acest aparat pot fi folosite și pentru detectarea nivelului de apă dintr-un loc, dintr-un mediu. Discutăm despre niște adaptări care trebuie făcute la aparat, însă este posibil. Și mai încet ca gazul și umiditatea, căldura să fie detectate, adică să meargă și încet, nu numai repede. Proiectat ca să aibă modulul la bază care primește datele și noi să mergem după el și să-i dăm ca să facem demonstrația, însă dacă s-a întâmplat așa, am ales ca să-i setăm din programare să aibă la un moment dat intervale mai mici în care să meargă cu viteză mai mică în care noi să putem să-l testăm, însă plouă și așa că-l țin în mână, nu-l mai pun pe jos, asta este. La concluzii, la îmbunătățiri, am proiectat și un modul de poziționare GPS. Ăla este iară foarte costisitor. Am fi vrut să punem, într-adevăr, era nevoie și de o transmisie, de un ecran TFT. L-am fi pus și pe acela dacă am fi beneficiat de sprijin financiar. De asemenea, niște senzori de pentru utilizarea științifică. Știm cu toții că e dificil să studiezi habitatul animalelor. Acestea au un anumit mediu cu care se obișnuiesc și în care le place să trăiască. Dacă apar elemente noi, își părăsesc habitatul. Așa că am gândit acest modul ca o adaptare. Cum putem totuși să analizăm aceste animale sălbatice? Păi cum facem asta? O să adaptăm pe acest aparat niște senzori de mișcare, de lumină și de sunet. Și de asemenea va fi programat ca să își conserve energia. Se vor pune pe el niște module care merg pe celule fotovoltaice, să reîncarce acumulatorii, el va sta în stand-by până cât timp nu este nimic. Vă dați seama că în timpul ăsta poate să dureze mult, poate să fie o zi, două, poate să fie două luni. El poate să stea acolo, animalele se învață cu el și nu o să se mai sperie, o să se apropie de el treptat.
Când el simte cu senzorii de mișcare, lumină și sunet acele animale, o să înceapă să capteze imagini directe, sunete, diverse teste, tot ce se mai poate pune pe el, pe care le va memora și transmite mai târziu. Asta ar fi utilizarea științifică pentru știința civilă. Mai un șasiu pe care se pot monta mult mai multe facilități. Cum îi se par, domnule președinte, acești copii? Da, mie mi se pare excelentă. De fapt, spiritul acestui festival este de a promova ideile inovative. Dar ceea ce vedem aici este o propunere care e cu totul specială și care are și o utilitate practică. Pentru că nu-i doar rezultatul unor cunoștințe teoretice care rămân la nivel de machetă sau ceva de genul ăsta, el chiar poate funcționa și văd aici și o referință a Inspectoratului pentru Situații de Urgență care justifică utilitatea aparatului pe care ei l-au creat. Mi se pare excelentă ideea și chiar cu posibilități de îmbunătățire multiple și cu utilizare multiple. Felicitări, bravo! Mulțumim mult de tot! Domn profe, cum vi se pare cu ceea ce au venit astăzi copii aici? Este extraordinar. Chiar ideea pe care o prezintă liceul de la Tulcea este extraordinară. Este un detector de gaze care s-ar putea folosi de către ISU pe viitor. Foarte, foarte interesant și merită luată în calcul această chestiune. Suntem la o nouă ediție a Festivalului Științei. Am văzut foarte mulți copii cu niște lucrări deosebite. Într-adevăr, în fiecare an acest festival aduce lucruri noi care ne bucură și care ne dau speranța că vom avea din ce în ce mai mulți cercetători. Aș vrea să vă mai spun că Primăria Municipiului Zalău, în calitate de partener al acestui festival, se simte onorată de calitatea acestui eveniment. Suntem deja parteneri tradiționali la Festivalul Științei și sperăm ca și pe viitor să putem să susținem acest eveniment important pentru comunitatea noastră.